Hai că vine mama și îți dă acum, hai! Iată, a plecat după minge ea! Ăștia-s nepoții care joacă Cristi. A, aici trezor asta, apropo, asta e camera de la cazare. Nu este hotel, este stațiune, de fapt. Duș, toalet acolo, chiuvetă. Pat, încăpem cu toții, adică toți, eu, Mihai și Cristian. Deja am împrăștiat din lucruri pe aici. Ce faci, tate? Lecre! Hai, bună dimineața. Eu am ceaiul meu de plante. A rămas de seară, e rece. Ce-mi place. Partea aia acolo. Lumea a făcut nu prea pe aici, nu știu unde sunt. Ai mei sunt la... în terasa asta, în foișorul ăsta, cum se numi. Încerc să aprind focul. E să fum pe hornă. Cristian încă doarme. Abia ne-am trezit și noi vreo 8 ceasul. Ia uitați, mi-am lăsat cafea pe leagăn și vreau să vă arăt un pic pe aici. Am un grătar aici, mai iau și dincolo, după masa aia, un grătar mare, cea un disc de gătit. Mă uitam la leagăn ăsta cum îl au ei aici după un nuc. Frumos. Chiar e frumos. Spațiu de joacă, ne-am jucătări cu mingea, ești roliană, ăla de cățărat. Frumos. Aer curat, e cam rece, în schimb, picurat. Dar e bine.
și i-a arăs la pisică cartea? Să sperie de tine. Ușor la treptii, Cristi? Da, mami, îți dau cu tiroliana. A ieșit soarele, mami. Hai, vrei și tu acolo? Hai. Hai. Vrea la tiroliana. Ușor? Ai grijă? Uite-te pe unii calci, mami. Unde ai fugit? Uite, s-a cocoțat pe gard. Măi, fătucă! Aoleu! Se urcă și Baltazaurul. Ea vrea și Baltazaurul mic. Măi, poate cazi cu tot cu ele! Te-ai bușit de pământ? Ți plimb croaba, mamă? Tati, te uiți un pic ca la mine? Cristi! Cristi, unde e mama? Gata, v-am făcut mama în poză. Nu trebuie să te mai duci în pădurea, e mică ta aici. Bine, fă tu baie? Fă tu baie. Am venit la o lărie în sat. Ce fapt tu acolo? Compoate cu toi de la Buna? Eu m-am pus în leagăn. Eu am luat o piersică mare. Mănânc. Cristian dorme. Copiii își joacă tenis. Cumnatul face o mâncare la șaun. Mihai stă cu Cristian momentan. Mai încolo facem și schimbul. Și pisica. Mai încolo așa pensiunea, vila, ce-o fi. Vila lui Ramona. Sau pensiune, nu mai știu, dar foarte frumos aici la ei. Piscină interioară, masaj sau unul, ce vreți voi.
acolo muntele? Wow! Ia, o să aud rațele, mami, și gâștele. Am venit la mănăstirea Sucevița. Da, peticule, mami. Da, peticule. Da, mami. Am venit la Salina Caciuca sau ceva de genul se numește. Cristian vrea în brațe, de asta plânge. Trage trenul. Tu tu. Tu tu. Inici pe tren. Pe calea ferată. Tu tu. Haide tu tu. Tu-tu! Tu-tu-tu! Tati! Cristi! Ne-am trezit cu ploaie. Cam așa arată. Avem și o pisică pe aici, nici mami. Ia pisicuță.
Bagă mânuța mai aproape. Și mama e frică. Ia, mămică, uite, îți dau o frunză mai lungă. Ia la mama. Ia la mama aici. Bagă așa, prin gard. Mai aproape un pic. Mai aproape un pic. Bravo, mami. Bravo, mami. Bravo. Ce bucuros e el. Măi, inima lui mami, tu hrănești găinile, mami, și cocoșul. Hai să dăm mai aproape, da? Hai. Bravo, mami. Ești recitata asta, poți să o rup sau ce-i asta? Așa, mami, bravo. Ia la mama. Bag-o prin gard, hai. Bag-o, dă-te un pic mai aproape. Un pic mai aproape, așa, bravo, bravo. Ești mănuții, aia ești mănuții de fetiță. Iei! Le-ai săturat, au făcut burta mare, au păpat o grămadă. Burta, ușa. Iei, bravo, mami. Noi am plecat la nuntă. Suntem la biserică. Le-am luat și pe Cristian cu noi. Și trebuie să stau cu el pe afară. Așa sunt cam toți cu copilașii. Nu ca mami, da, nu ca. Stai că s-a ridicat gulerul la cămașă. Dă-mi voie, te rog. Uite, Nuca. Nuca. El a slăbit în concediu. Uitați-vă și voi stau pantalonii lărguți pe el. Erau pantalonii fixi. S-a așezat frumos și acum nu mai. Vrea, uite-l dacă vrea. Salutare! Eu am venit cu Cristian la cocoș. El hrănește cocoș și cu struguri. Ce faci, mami? Vrei să rup coada de la struguri? Nu mai sunt bobiți. Poți și dai ciorchinele. Dă-i-l pe tot. Dă-i-l pe tot. Așa. Am venit la socri. Să mai stai și cu ei. Am luat masa împreună. Uite și cățelul, mami. Apropo, astăzi e luni. N-am încheiat vlogul, nici nu l-am terminat de editat. Și am zis, hai să fac încheierea astăzi. Da, mami, îți mai dau struguri? El vrea să mai dea struguri în apă, să. Uite că a găsit, mami. Poftim. Așa, ia. Ia. Așa, și am zis să fac astăzi încheierea la vlogul de săptămâna trecută și să postez, să-l și eu editez. Și vreau să vă mai țin la curent așa cu ce am mai făcut săptămâna trecută, că de filmat, vă zic sincer. N-am avut chef. Am petrecut timp cu oameni și am vrut să mă bucur de momente, nu am vrut să... Uite, gata, da, mami. Nu am vrut să stau numai cu telefonul în mână, chiar am preferat să mă bucur de toate momentele petrecute cu toți oamenii. Așa că vă povestesc pe scurt ce am mai făcut. Luni am plecat la munte, ați văzut la începutul vlogului. Veți vedea că încă nu-i postat, nu-i editat, dar eu trebuie să mă adresez ca și cum voi deja ați văzut. Am stat câteva zile. În a patra zi, joi, ne-am pornit la drum spre casă. În drum spre casă ne-am oprit și la Focșani, ne-am depus pentru pașaport. Că mai are puțin și expir pașaportul meu. Eu mă uit și la Cristian între timp. Vineri, ce-am făcut? Așa am mai stat acasă târziu. A trebuit să ajung și pe la croitorea să-mi iau rochia. Îmi luaserăm rochii pentru nuntă săptămâna anterioară, săptămâna anterioară. Am mers la proiectoreasă, am ridicat rochia. Deci a fost super frumoasă rochia, super
nu știu, și-a scurtat-o dânsa, a făcut-o mai bine decât n-aștepta, mi-a făcut și șlițul, chiar dacă eu i-am zis, nu-i neapărat șlițul, dar dânsa, când auzi de șliț, hai, da, facem, o personalizăm, o facem după cum vrei tu. Și da, a făcut-o după cum vreau, după cum am vrut eu, chiar dacă mi-a zis că e foarte aglomerată și așa, ea a vrut să facă exact cum îmi doream și a ieșit exact cum îmi doream. Mai vrei struguri? Da. Da? Mai vrei struguri să dai la cocoș? Sau de ceva, de la vecin. Deci am sesizat că de când suntem acasă, fiind atât oameni în jur și doar români, Cristian a început să vorbească mai bine și înțelege mai mult decât înainte. Ia la mami, struguraș. Așa, dar nu vrei tu să-mi dai și la găini? Nu? Ok. Iarăși trec de la un subiect la altul. Da. Joi am ridicat rochia după ce am venit de la drum, după ce am fost la Pașaport, la Focșani. Am avut timp să ajung și la Croitoreasă. Cu ocazia asta, în cazul în care vede doamna Lăcrămioara Pamfil sau Pamfile, în numele dânsei, vreau să-i mulțumesc din suflet. I-am mulțumit și atunci, dar cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc din suflet din nou. După ce am făcut în seara aia, mare lucru nu am făcut. Vineri. Băi, deci atâtea evenimente au fost încât uit, aglomerații, pe drumuri, colo, deci nu mai știu exact ce am făcut. Of, țin minte că pe seară târziu am fost la Miri fiind nănuții lui Cristian. Știu că am făcut un grătar cu ei acolo târziu, am stat câteva ori. Dar pe ziul, ce am făcut noi atunci pe ziul, deci nu mai știu. Am fost la ei, am fost la socri. Cristian a rămas atunci seara la ai mei, a dormit acolo peste noapte. Dar pe parcursul zilei vă zic sincer că nu mai știu ce am făcut. Ah, mi-am amintit, stați, cadam. Da, ne-am trezit când ne-am săturat de somn. După care am venit la socri, apoi am mers la munteni. Am stat câteva ore și acolo și la socri am stat câteva ore. Da, mami. Ai păpat o strugure? Ți-ai murdărit degețelul și gata, te-ai supărat. Gata, uite, ți-l-a curățat mami. Hai, dă-i la tăcoșul. Da, la munteni țin că am mâncat un ciolan de porc afumat, un pic afumat, din care a făcut mama rasol cu mămăligă caldă, cu usturoi, nu cu usturoi, cu hrean. Și am mai fier și cartofi. Ops, am mâncat câte n-a de cartofi. Mamă. Mâncaserăm bine la masa aia. Ca în fiecare concediu în România și oriunde, altundeva, noi ne îngrășăm. Da, pentru că mâncarea e bună, suntem cu familia, ne bucurăm, mâncăm mult. Na. Ia te mă de repede de cicel, da la mami, da. Și după aia am mers în oraș. M-am găsit cu câțiva dintre colegii de la liceu. Într-un final ne-am găsit și noi. Câțiva dintre noi, că s-au putut. Dar chiar am bucur că i-am văzut. Am stat pe divorul, mă uitam la ei, mi se păreau pe departe atât de schimbați, fiecare în parte. Dar totodată parcă erau la fel. Aceeași voce, același caracter, gesturi. Și-au trecut 10 ani de când s-a terminat liceul, dar nu știu, parcă sunt diferiți, dar la fel. Iar pe seară, mai pe seară, ca atunci când noi ne-am luat la revedere de la colegi, era destul de târziu. După aia am mers la nănuții lui Cristian la grătar. Apoi sâmbătă ne-am trezit, care mai de care Mihai a venit la părinții lui că a avut niște treabă. Cristian era încă la munteni, eram singură. Am stat cât am stat acasă, când m-am trezit mai târziu, a venit Mihai, m-a luat și mine. Am mai stat și eu la socri. Da, mami, dar tu îl dai foarte mult struguri, mami, la 3 cocoși sau 4 cocoși. Ia, uite, stai un pic. Uite, ți-l dă mami pe ăsta, da? Da. Da, da. Știu că pe la 1 trebuia să fiu la salon să-mi fac părul și machiajul pentru nuntă. Am terminat undeva la 3 jumătate, m-am urcat într-un taxi. Am fugit spre apartament, m-am schimbat
și în același taxiu am sărit imediat înapoi și am plecat spre biserică, spre colonia religioasă. N-am apucat mare lucruri din comunia religioasă pentru că era începutul. Am intrat doar câteva minute în biserică și apoi Cristian a început să plângă. Și el era doar cu Mihai până să ajungă. Și l-am scos afară și ne-am jucat pe afară că el n-avea răbdare stat în biserică. Piseară, după comunia religioasă, ne-am întors la bloc. Am ciugulit ceva și era foame la toți trei. L-am lăsat pe apoi când vei Cristian la mama sacru. Nu-i tata să ocupe aici. Ce-am mai făcut? După aia ne-am pregătit de nuntă, ne-am îmbrăcat, ne-am aranjat și am plecat spre local. La nuntă a fost foarte frumos, deci n-am cum să descriu cum a fost nunta. Muzica mi-a plăcut mult de tot, mult de tot frumoasa, Doamne. Hei, ce faci? Prenim cocoșină. Cât m-am uspat, Doamne. Ăștia și să bag cu ei, seara-i bag cu ei. Am revenit, chiar era tata socru și nu vreau să spun chiar prea mult pe YouTube, ci vorbim și, în fine, familie, chestiile noastre personale. Da, vorbeam de nuntă, da. Deci mi-a plăcut la maxim nunta. N-a ținut foarte mult, asta e chestia. Mi-aș plăcut să țin mai mult pentru că dimineața toată lumea care a rămas tineretă vrea să distreze. Uite, uite pisica lui vecină, uite pisica. S-a urcat acolo pe gard, uite. Uite acolo, mami, uite acolo sus. Nu știu dacă tu poți să vezi din unghiul tău. Ia. Deci da, a fost, mi-a plăcut mirea asta extrem de mult, mirea asta, Doamne, foarte frumoasă. Mi era drag de așa, mă uitam la ea și la Miri și cum au dansat ei, cum, nu știu, mi-a fost foarte drag. Mi-a plăcut extrem de mult formația, am zis că dacă vreodată cunun pe cineva, am vreun botez sau ceva, un eveniment important unde pot să aleg formația, cred că ei o să-i aleg, deci mi-a plăcut maxim. Ne-am distrat, am dansat pe tocuri până aproape de final, chiar înainte când se spargă gașca, mi-am schimbat și eu încălțările. Nu știu cum a reușit, pantofi cu toc, habar n-am, dar am dansat, i-am transpirat toată. Eram mearcă din cap până picioare. După nuntă am luat acasă, am luat taxi, am venit. Duminică, adică ieri, am făcut ieri. Eu m-am trezit pe la 12:30, m-am odihnit bine. Dormiserăm vreo 8 ori în total, Mihai s-a trezit mai devreme, el a dormit puțin. Cristian era la socri, rămâsese pe noapte, ei nu l-am luat cu noi la nuntă pe noapte, l-am luat doar ziua la biserică. Da, am închis era și filmarea că în continuare tata socru prin curte. Hai, pitic, hai! Vini și pitico. Da, Cristian era la socrim. A vorbit Mihai cu socrii, i-a întrebat care treaba. Cristian era foarte bine, se juca în continuu. A zis socru că, băi, m-a slăbit 2 kg, dar cred că și el a slăbit 1 kg. Adică și Cristian crede că ar fi slăbit 1 kg. S-au alergat o grămadă. Da, vrei și tu, mama? Da, ia mai de sus în copții, așa sunt. Ia, ia, mami. Ia să mă duc flumările astea, că am apa aia, trebuie să mă lăsă, da? Ia, papă. Papă, neam, neam. Nu știu, nu vrea să mănânc struguri, nu știu de ce. Unde mă duc apare ăștia, dar sunt gru, nu pot să-mi continui filmarea. După care am făcut o baie dimineață, n-am apucat să fac baie la păr, că era plin de fixativ și asta. M-am demachiat un pic, așa că am avut un machiaj foarte rezistent. Și a trebuit să mă demachiez.
Iar mut poziția, iar îi tata să urmă pe lângă. Da. Mă enervez așa că pierd filmul la ce povesteam. Aftă baie, m-am dat cu un șicrem pe față în taxi, țin minte ieri. Că nu m-am machiat, nu m-am aranjat nimic, dar mi-am prins părul sus. Coc, ca așa astăzi, că nici aseară n-am apucat să fac baie la păr. Pentru că da, am concediu, noi suntem dat pe drumuri. Du-te, vină, du-te, vină. Ieri, de la 1 și jumătate, am fost la Miri, la nănuții lui Cristian acasă. Și am stat până seara târziu, la 8 jumătate, am venit și la Cristian de la socri. Și n-avea nicio treabă el cu noi. A venit, ne-a zâmbit și cam atâta. La el și zic, Doamne, o slăbit copilul meu, deci mă uitam la el și nu recunoșteam. Și mie mi se pare că am mai slăbit iarăși. Și mi-a fost dor de el, le-a zis că mi-a fost foarte dor de el. Ieri, la Mir, nu mai aveam răbdare, vreau să vin să le cu Cristian Marini sau să-l văd. Dar Mihai mi-a zis, nu mergem să-l stârnim, că începe să plângă și apoi nu te mai înțelegi cu el. Nu ieși în stradă? Nu ies, nu ies. El ude florile, cu bunul, în stradă, cu bunicul. Da, și am stat până târziu la Miri, am mâncat în continuu, ne-am distrat, am băut ceva, am stat la povești. Stai aici, mami. Am venit la noapte pitic, am mers acasă, baie cu toții pe rând, nani, astăzi trezirea, dar ce ține de astăzi, deja o să vorbesc în vlogul de săptămâna asta. Na, așa că acum că v-am povestit în mai cât de cât ce-am făcut, per total vreau să zic că a fost o săptămână cu multe evenimente frumoase, chiar și ieri la Miri acasă a fost un eveniment tare frumos. S-a petrecut acolo ceva... Da, te murdărești, te ștergi mini? Hai să spălăm mânuțele, hai! A fost acolo un eveniment care m-a emoționat și am plâns foarte mult. A fost... Nu pot să zic despre ce vorba, nu ține de mine, nu era vorba despre mine și nu o să zic. Dar da, m-am emoționat foarte tare și m-am bucurat foarte tare pentru respectivii oameni care au fost implicați în evenimentul respectiv. El cu bunul zice să joacă. Hai, fu, și ajută-l și tu să care apă. Hai. Stai. E cad gogoșare după el. Ai slăbit, măi. Stai să te aranjăm frumos. Dar nu-ți faci nimic, bă, nu știi. Gata. Bați așa, unde vrei să fugi, unde vrei să scapi. Fu, și ajută-l să care apă la flor. Hai. Așa. Cred că n-am nimic el. Da, fă și ajută-l să care apă, hai! Nea! Nea! De ce nea? Da, acum că v-am povestit așa mare despre ce a fost săptămâna asta, vă zic la revedere. Vă pun să editez vlogul ăsta ca voi să-l puteți urmări în scurt timp, sper. Vă pup! Pa, pa!